Și că legat de meci, trebuie să spun ce dorim și după aia întrebă. Ok. Da, în primul rând, cred că rezultatul nu reflectă ce a fost pe teren astăzi. În prima repriză am avut niște ocazii importante, n-am reușit să marcăm și am primit gol din offside. Exact ca la meciul tur am fost foarte dezavantajați de arbitraj. După care, ultima fază, în prima repriză, am avut un penalti clar neacordat și în repriza a doua am început foarte bine. Am avut ocazie, Roger a avut-o cu poarta goală, din păcate mingea a trecut milimetri pe lângă. Iar după ce ne-am dat și autogol, vă dați seama că înseamnă că nu era seara noastră. La 2-0 echipa a cedat și cei de la SIV au găsit spații, au jucători de calitate și au avut și ocazia, mai marcat și un gol. Per total, asta e istoria meciului, în opinia mea. Sonuç olarak iyi bir maç olmadı. İlk yarı iyi oynadık ve oyunumuzun karşısında gol atamadık. Offside'dan da gol yedik. İlk maçta olduğu gibi yine hakem hataları oldu bizim aleyhimize. İkinci yarı oyuna gayet güzel başladık. Hatta Roger boş kaleyle golü atamadı. 2-0'dan sonra gardımız düştü. Genel olarak maçın yorumu bu. Janga a avut două mari. Da. Da, mie îmi pare rău că nu e VAR în Conference League. Dacă era VAR, sigur n-am fi pierdut cele două meciuri. Asta îmi pare rău. Dar ăsta e nivelul. Dacă la nivelul ăsta nu marchezi gol, după aia e greu. Mai ales, v-am zis, jucătorii lor de atac sunt foarte buni, foarte scumpi. Mai erau vreo trei pe bancă. Eu n-am avut decât un singur atacant azi în lot. Datorită ghinionului, zic eu, Yeboah a suspendat. Biligea nu-i pe listă, Malele și Buș amândoi accidentați. Singurul atacant era, și nu cred că a jucat rău, dar dacă își dai autogol, după aia impresia generală poate e că a jucat rău. Mie mi s-a părut că a făcut un meci bun, Geanga, fiind singurul atacant al nostru, dar când nu e să fie, nu e. Pentru că la Slavia, cu mare noroc, am câștigat. La Balcani am egalat minutul 90. Astăzi, unde meritam, cred eu, mult mai mult, am pierdut cu 3-0, ceea ce e incredibil. Dar singura noastră șansă acum este să câștigăm. Și atunci vom fi în primăvară europeană și cred că ar fi un succes fantastic. Dar Balcani e o echipă care a dat 6 goluri în deplasare lui Sivaspor și lui Slavia Praga. Deci e clar că va fi un meci foarte greu. Da. Bizim golcüler seviyesindeki golcülerin yakaladıkları pozisyonları değerlendirmesi lazımdı. Fakat bunu değerlendiremediler. Sivasspor buna karşılık olarak çok iyi golcülere sahip. Hücum hatları çok iyi. Hem sahadakiler hem de saha kenarındakiler gayet iyi ve kaliteli golcüler. Bizim ise Yeboah cezalı, Malele sakat. Janga iyi oynadı. Her ne kadar saha içinde kötü görünse de görevini tamamıyla yerine getirmeye çalıştı. Slavia'nın başında zaten şansımıza maçı kazandık. Son şansımız Balkani maçını kazanmak. Balkani maçını kazandığımız takdirde bahar ayını göreceğiz ve tur atlamış olacağız. Onun için mutlaka Balkani maçını kazanmamız lazım. Dar nu suntem o echipă perfectă să câștigăm meci de meci. E normal să mai și pierzi. Dacă nu jucam nimic, atunci eram supărat. Dar în momentul când echipa a jucat, mie mi-a dat încredere echipa, chiar dacă am pierdut 3-0. Apoi e normal că supărați când pierzi. Ar fi culmea să nu fie supărați. Datoria mea este să ridic moralul cât mai repede. Problema este că avem meciuri foarte importante, mai ales meciul de la Rapid, și nu știu cum să fac că trebuie să păstrez echipa, cred eu, fresh pentru meciul de joi, când cei de la Balcani sigur vor veni și vor da tot ce au mai bun. Și atunci trebuie să găsesc o balanță, să reușesc să fac jucătorii să fie bine joi. Și duminică e important, dar în campionat mai avem timp să
eu știu, să ne revenim, ca Doamne ferește, nu iese bine, iar joi este șansa noastră să ne ducem în primăvara europeană și din punct de vedere material și din punct de vedere fotbalistic ar fi un succes pentru, și pentru fotbalul românesc, să ajungem în primăvara europeană. Deci e foarte important meciul de joi. Roman Galatasaray arkadaş, bu maçtan sonra takımı nasıl bir düzene sokacaksınız veya nasıl yaralarınızı iyileştireceksiniz? Hocamız, bu maçı kaybetmiş olabiliriz fakat ben hem kendime hem takıma sonuna kadar güveniyorum. Bundan sonra yapacağımız ilk iş takımın moralini üst seviyede tutmak. Çünkü bizi çok zorlu bir fikstür bekliyor, zorlu maçlar bekliyor. Zaten hemen akabinde pazar günü Rapid Bükreş'le oynayacağız. Rapid Bükreş de çok zor bir takım. Ama tabii ki bizim bütün hedefimiz Perşembe günkü Balkani maçını kazanmak. Balkani maçını kazandığımız zaman hem Roman futbolu için hem kendi takımımız için bizi çok güzel, iyi günler bekliyor. Nu. Nu mai știu. Dacă era egal, mă gândeam la, la Balcani. Că mi se pare că a dat gol târziu Slavia, dacă nu mă înșel. Dacă era egal, toate echipele rămâneam la ultimul meci. Era... Balcani este surpriza plăcută, clar, a acestei grupe. De Sivar Sport, pentru mine nu e surpriză că ultima oară când am jucat aici am pierdut 2-0, dar n-am ajuns la poartă cu Kayseri. Deci n-am trecut de centru. În schimb, cu CFR am avut ocazii multe. Deci de asta sunt așa puțin... Eu la frângeri sunt foarte supărat, dar acum, v-am zis, dacă cu Kayseri n-am ajuns la poartă și cu CFR am ajuns și am avut ocazii și echipa arăta bine și aici de minute, mi-a dat încredere echipa în seara asta. Mi-a dat încredere că putem face rezultate în continuare. Și de trei ori, dacă joci cu Sivasspor și nu câștigi niciodată, e clar că nu e echipa mea care trebuie să o întâlnesc. Rar mi s-a întâmplat în carieră să întâlnesc o echipă de trei ori și să pierd de trei ori. Deci, dar în același timp știu și valoarea jucătorilor de aici. Dacă studiați atent, veți vedea ce jucători de clasă au ei și unde joacă, în ce echipe naționale și în ce... Numai Gradel, care a fost rezervă, dacă îi vedeți CV-ul, cred că vă speriați la ce echipe a jucat. Eu îl știam pe Gradel, că cu mine, când a jucat, ne-a făcut de toate. Asta este realitatea. Böyle kötü bir sonuç bekliyor muydunuz bu maç sonunda? Sorulan soru. Hocamız, kesinlikle böyle bir sonuç beklemiyordum. Ama bu grup sürprizlerle dolu. Özellikle de Slavia Prag golü biraz geç attı. Eğer Balkani yine bir sürpriz yapsaydı bizim için çok iyi olur. Zaten Balkani bu grubun sürpriz takımı. Ama Sivas için bunu söyleyemez. Sivas bu grubun en idealı takımıydı. Sivas geçten çok güçlü bir takım. Hem kadrosu ve kadro değeri olarak onlarda çok kaliteli futbolcular var. Sadece bunlardan birini örnek verecek olursak Max Gradel, Sivas'a bakarsak başarılarla dolu. Onun dışında ÇFR ile benim Sivas'a karşı kaybetmem normal. Fakat ben Kayseri'yi çalıştırdığım zaman Sivas'ın kalesine dahi yaklaşamadık. Fakat ÇFR ile de bayağı pozisyon yakaladık. Benim kariyerim boyunca bir takımla 3 maç yapıp da kazanamadığım tek takım Sivasspor oldu. Bu da benim için bir sürpriz oldu. Sivasspor'la 3 maç yapıp 3'ünü de kaybettim. Onun için de ne diyeceğimi bilemiyorum. Sivaslı futbolcuları tebrik ediyorum. Okay. Teşekkürler.